Continuăm discuția cu unul dintre cei mai interesanți antreprenori români, Ștefan Obreja. Știți că periodic ne îndreptăm spre acei oameni care au cu adevărat ceva de spus, spre oamenii de la care putem învăța ceva și Ștefan Obreja este cu siguranță unul dintre aceste repere. Vorbeam despre faptul că ai făcut o serie de sacrificii, de eforturi, nu le-ai numit sacrificii, de eforturi. Ai acționat în permanență pentru a obține un anumit tip de succes. Mănânci o singură dată pe zi, ai grijă de corp, ai grijă de mintea ta. Ai fost vreodată în depresie? N-am auzit de milionar care s-a ajuns să aibă depresie, dar poate că există. Au fost unii care, sigur, au sfârșit prost. Cu toții trecem prin anumite perioade ale existenței. Știu că ai zis că nu poți fi antreprenor de succes fără să ai dinții bine puși la punct. Da. Cum e să fii, să fii milionar? Poți să ai depresie? Cu siguranță. Eu sunt convins că foarte mulți milionari au trecut cel puțin prin perioade de burnout, așa cum și tu spui că ai avut o perioadă după ce ai muncit foarte mult în care... Fără să fiu milionar. Da. Niciodată prea târziu. În devenire. Da. Cu siguranță. Da. Cu siguranță am trecut, am avut momente în care aș putea spune că mi-am pus destul de multe întrebări existențiale. Motiv pentru care am și reușit să învăț în acele experiențe, pentru că viața este ciclică. Și orice perioadă care pare că este mai joasă, o să aibă la un moment dat o perioadă care va fi mai sus. Acum, cu toții ne dorim să fim într-o creștere constantă, o linie dreaptă. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Din păcate, nu există așa ceva. Viața este la fel cum este și piața, cum este și economia, este ciclică. Așa că nu trebuie să te simți nefericit sau să spui capăt vieții doar pentru că ai o perioadă mai, să spunem, dificilă în viața ta. Cu toții sau cel puțin cei pe care îi cunosc eu au trecut prin perioade dificile. De ce apar aceste perioade dificile? Toate aceste perioade dificile... Sunt perioadele care îți vine să ții câmpii. Da. Pentru că, din păcate, oamenii au foarte multe așteptări. Iar eu știu că atunci când ai foarte multe așteptări, poți să ai și foarte multe dezamăgiri. Așteptări înseamnă că tu îți proiectezi ca viitorul să se întâmple într-un anumit fel. Și dacă nu se întâmplă și nu ți-ești lucrurile așa cum ți-ai propus, începi să te simți prost și la un moment dat poți să intri într-o depresie. Motiv pentru care se și spune că motivul pentru care cei mai mulți sunt nefericiți este faptul că au atașamente față de cum s-ar putea întâmpla viitorul și el să nu se întâmple. Pentru că tu ți-ai avut, ți-ai niște așteptări și el nu s-a întâmplat. În acel moment, tu începi să te simți, nu te simți de ajuns de bun, nu te simți de ajuns de puternic, nu te simți, ai diverse scenarii. Doar pentru simplul fapt că ți-a stat o așteptare și ea nu s-a întâmplat. Hai să gândim la Donald Trump. Donald Trump, sigur, considerat de unii cel mai mare scroc financiar al Americii, de alții un președinte excelent și un viitor președinte probabil foarte bun. Pentru unii este un demon, pentru unii este un salvator sau un tip oricum foarte rezistent, foarte puternic. Ceea ce este, nu poate contesta nimeni. Omul ăsta a dat faliment de mai multe ori. Da. În principiu, așa cum s-a întâmplat în alte cazuri, putea să se sinucide lejer pentru că avea și datorii, făcuse împrumuturi, a trăit foarte mult din împrumuturi bancare, adică a știut să exploateze foarte bine împrumuturile bancare, a fost un mare speculant financiar, a dat dovadă de o putere incredibilă și a proiectat aproape totul în viață. Mi-aduc aminte de un interviu pe care l-a dat și în care, deși era un puști, sigur, interesant pentru mediul tabloid american, pentru showbiz, la 30 ceva de ani, tot ca tine, în raport cu politicienii consacrați care aveau 70 de ani și așa mai departe, erau puști. Și a vorbit despre faptul că ar putea să ajungă președinte. Omul a ajuns președinte. Dar știi de ce a ajuns? Este cel mai bun exemplu al ceea ce spui tu și ai spus tu în prima parte. Dar știi că și Simpson au prevăzut că... Au prevăzut o puțin de lucruri. Pentru că așa funcționează Matrix-ul în care noi trăim. Adică, efectiv, el a creat în Matrix potențialul că el va ajunge președinte, a reușit să-l propage către foarte mulți oameni din exterior
și cu ajutorul Simpsonului. Asta înseamnă că el a făcut-o într-un mod conștient, că nu știm asta. Dar a fost îndeajuns de puternic mental încât să proiecteze această realitate și a efectiv s-a materializat. Adică lucrurile nu sunt atât de complicate. Asta nu înseamnă că el a făcut-o neapărat într-un mod foarte conștient. Pentru că de multe ori atunci când ești foarte conștient de anumite lucruri, poți să te și sabotezi foarte mult pentru că te analizezi atât de mult încât efectiv paralizezi în a mai acționa și a face lucruri. El a dat faliment de mai multe ori, însă probabil mindset-ul și dorința lui este ca să meargă în continuare orice ar fi să găsească soluții. Da, s-a axat pe soluții, nu pe crize. Nu pe problemele care apar. Adică problemele apar, ok, hai ce facem acum, cum le rezolvăm? Da. Probleme din când în când mai sunt, trebuie să acționăm și să le rezolvăm. Puterea minții este mare. Sigur că de asta au și avut succes atâtea religii, de-aia o serie de percepții ale unui individ au ajuns să fie considerate la un moment dat universal valabile sau au fost îmbrățișate de o mulțime de grupuri de oameni care n-aveau voința proprie și care s-au atașat pe voința unui individ foarte puternic. De-aia Iisus, când le zicea credința ta te-a vindecat, le spunea pentru că știa foarte bine care e puterea minții, că mintea este practic motorul principal al vieții noastre și înțelegeze foarte bine că ești practic ceea ce crezi. Pur și simplu. 100%. Am mai dat exemple. Dacă tu crezi că ești incapabil, ești un incapabil. Dacă, mă rog, crezi că ești un monstru, ești un monstru. Dacă, mă rog, crezi că ești un, nu știu ce, ești, până la urmă, nu te poate convinge nimic că ești altceva. În minte stă tot resortul vieții noastre. De-aia apar și episoadele întunecate, pentru că suntem în fază în care nu reușim să ne gestionăm relația. Nu reușim să ieșim din acele programe care ne sabotează. Deci există un matrix. Ce facem în acest matrix? Ca să ajungi totuși să-ți proiectezi, trebuie să sari niște etape, să arzi niște combustibil. Tu, de exemplu, ai avut niște scopuri de mic. Care au fost principalele tale scopuri de mic? Ai crezut în această capacitate a ta de a... Eu am crezut de mic că noi suntem mai mult decât ceea ce ni s-a spus nouă că suntem. Pentru că atunci când ești antrenat să trăiești în societate, să mergi la școală, ca să ai o profesie, ca să îți câștigi existența, ca să te căsătorești, ca să ai un copil și ca să mori și ca să fie greu. De cele mai multe ori se spune că o să fie greu și că reușesc doar cei care au noroc, care au avut familii bogate, care... La noi în România se spune că reușesc doar cei care fură. Da. E adevărat? Este complet fals. Probabil sunt o parte dintre cei care au reușit, care au furat, dar nu au reușit pentru foarte mult timp. Au reușit pentru câteva luni, nu știu, un an. Nici nu mai contează. Dar nici măcar nu este relevant. De ce? Pentru că la sfârșitul zilei, cât de fericit ești tu, nu este dat de faptul dacă ai reușit sau nu ai reușit. Fericirea, din punctul meu de vedere, este ceea ce tu simți în interiorul tău, indiferent de ceea ce se întâmplă în mediul înconjurător. Că sunt foarte mulți miliardari care sunt nefericiți, miliardari în euro. Sunt în oameni, dolari. Da, sunt oameni care au tot ceea ce își doresc, dar în același timp viața lor este un calvar. Ori nu au fost niciodată o relație, ori au fost în 1000 de relații și toate au fost o nereușită, ori nu au relații cu copiii lor, au luat atât de multe droguri încât s-au sinucis. Și au prăjit tot. Adică partea asta cu reușita, că foarte mulți oameni aleargă după așa zisa reușită, așa doritul succes și când ajung acolo își dau seama că de cele mai multe ori nu s-a schimbat mare lucru. Și acea călătorie poate să fie foarte obositoare, foarte multă trudă, foarte multă muncă. Noi, de fapt, căutăm fericirea pe parcursul acestei călătorii. Este important să te bucuri de călătoria pe care tu o ai către acest traseu, către această destinație pe care nici măcar nu vei ajunge undeva. Că toți ne gândim că o să ajungem undeva și unde ajungem. De fapt, ajungi nicăieri. Poate să pară foarte bulversant. Dar, de fapt, noi căutăm nimicul. Că la sfârșitul zilei, când o să pleci de pe această planetă, o să te întorci la ce? La nimic.
exact de unde am venit. Și de cele mai multe ori oamenii se blochează atât de mult și devin atât de încăpățânat și de nefericiți în a avea anumite lucruri, încât uită complet să se bucure de efectiv această călătorie. Că te treci dimineața, este cea mai mare bucurie. Indiferent că ai contul plin de bani sau că nu ai niciun leu sau că ești în închisoare sau că ai 10 case, cel mai important lucru este să te trezești dimineața. Și este motivul numărul 1 pentru fericire. Te-ai trezit. Ești viu, experimentezi viața, e totul perfect. Tot ce este de acolo înainte este plus valoare. Lucrurile poate să fie atât de simple. Însă noi le complicăm doar pentru că ne raportăm foarte mult la ce înseamnă succes, la ce înseamnă societate, la ce înseamnă să trăiești fericit. Ce mai mult nici nu știu ce înseamnă să trăiești fericit. Cum ești din capcana asta pe care ți-o întind grupurile care caută să-ți controleze viața? Pentru că oamenii știu că există niște, întotdeauna niște grupuri care cred că ne pot fixa ce e mai bine pentru noi. Și de ce se întâmplă asta? Cum ești din capcana asta? În care există niște constrângeri sociale clare. Categoric. În primul rând, capcana există pentru că oamenii nu știu ce își doresc de la propria lor viață. Și atunci este foarte simplu. Când tu nu știi ce vrei de la propria ta viață, o să știe altcineva pentru tine. Și atunci, categoric, el o să... principiu, în fiecare zi se naște un fraier, important e să-l găsești. Adică cineva va înțelege că tu nu știi ce vrei de la viața ta și o să-ți creeze el un context în care o să te aliniezi la ceea ce îți propune el să faci. Păi, din punctul meu de vedere, cred că cel mai simplu lucru pe care îl putem face ca să ieșim de această capcană este să învățăm să fim mai mult cu noi. Să învățăm să ne acceptăm pentru ceea ce suntem, să nu ne mai judecăm și să fim mulțumiți că existăm. Dacă ești mulțumit pentru simplu fapt că existi, ai rezolvat 99% dintre probleme. Indiferent de ceea ce se întâmplă în mediul conjurător, oricum, la un moment dat va deveni irelevant că cineva te bârfește acum, că cineva te judecă, că cineva îți vrea rău, că cineva zice că ești, nu mai știu cum, îți spune un milion de etichete. Toate aceste lucruri, probabil în câteva luni, un an, doi, trei, nu vor mai conta. Gândește-te ce se va întâmpla peste sute mii de ani. Sunt total irelevante. Și de ce te-ai supăra, de ce ți-ai face inimă rea și de ce ai suferi pentru că cineva te judecă sau nu este de acord cu ceea ce ești tu? Dacă oamenii ar ști, de exemplu, că dincolo de această viață există o continuare, dacă ar fi convinși, probabil că ar aborda lucrurile într-o altă manieră. Da și nu. Este două ieșiri. Mulți pot aborda viața într-o altă manieră. Există această percepție că pe undeva poate Terra e un fel de loc de reeducare pentru niște foști bandiți care au făcut o fel de infracțiuni în alte vieți. Habar n-am. Și de asta nu știm cu adevărat, nu ni se spune cu adevărat ce e dincolo de această viață, dacă există cu adevărat ceva. Într-adevăr, e din ce în ce multă depresie, practic, în această lume. Și trăim și o perioadă foarte agitată în care dorința de a schimba, de a reseta planeta este evidentă, sub o formă sau altă. Unii își doresc, nu știu ce, energie verde, dar e clar că sunt interese financiare în spate. Alții cred că e mai bine pentru noi să ne educăm copiii în varianta LGBTQ. Da. Nu știu... Tot timpul ni se spune că e mai bine așa, că e mai bine așa, că democrațiile, că nu știu ce, că grupurile, că minoritățile. Există o presiune uriașă. Deci cel mai bine este să-ți urmezi propriul drum. Înțeleg din această discuție. Fără să-i strivești pe ceilalți. Fără să fii Da, pentru că strivirea celorlalți nu este scopul tău, nu este scopul nostru. Chiar nu ți-aduce niciun avantaj. Bineînțeles că în viață vor exista anumite ciocniri în care noi avem percepții oarecum diferite asupra vieții și de multe ori ele nu se cumva ating și atunci mergi pe calea ta. Ce ați făcut atunci când ați dat de angajați care v-au furat? Am decis pur și simplu să încheiem colaborarea cu ei, fără prea mult scandal. Probabil a fost mai mult o discuție internă, dar mi-am dat seama că oamenii aceia n-au făcut aceste lucruri pentru că au ceva personal cu mine. Ei au făcut acele lucruri pentru că sunt anumite lecții care încă nu au fost destul de maturi să fie
învățate și probabil într-un fel sau altul le vor învăța într-o altă circunstanță. Eu nu cred că noi suntem aici ca să-i pedepsim pe ceilalți pentru ceea ce au făcut. Poți să ai o discuție de multe ori inconfortabilă cu persoanele care fac anumite lucruri cu care tu nu rezonezi, însă la sfârșitul zilei, cred că cel mai important este ca el să conștientizeze că este singurul factor de schimbare. Schimbarea vine foarte greu atunci când cineva din exterior încearcă să te pună la punct. Și eu am intrat foarte mult în această capcană în care eu vroiam să îi transform pe ceilalți. Vroiam ca ei să trăiască în adevăr, vroiam ca să recunoască lucrurile pe care le fac pentru că nu sunt, din punctul meu de vedere, integre, nu sunt morale. Ei bine, am făcut o foarte mare greșeală. Pentru că adevărata transformare vine atunci când tu conștientizezi că ai nevoie de schimbare. Dacă eu spun că ai nevoie de schimbare, în primul rând vei respinge faptul că există o instanță exterioară care te pune pe tine la punct. Da. Totdeauna s-a spus că iadul e pafat cu bune intenții, da? Nu poți să impui sau să folosești forța pentru a-ți impune ideile. Au fost, de-aia sunt chestii cu care nu sunt... Oamenii intră capcana asta, foarte mulți. Sunt religii, de exemplu, care s-au impus cu forța armelor. În momentul ăla au picat ca sisteme filozofice sau sisteme de abordare a vieții. În momentul în care folosești, de exemplu, ideile tale, înseamnă că ideile tale nu sunt suficient de puternice pentru a fi impuse. Și nu poți să-i nenorocești destine pentru a-ți impune. Categoric. E clar că ești tot un fel de malat, de bolnav, în momentul în care încerci să faci lucrul ăsta. Nu vrei. Te desparți, îți strângi mâna și mergi mai departe. Vreau să te întreb ceva, apropo de lumea spre care ne îndreptăm. Am vorbit și de căsătorii, mi-ai explicat cum vezi căsătoria și ai dat dovadă, ai vorbit despre decizia pe care ai luat-o de a divorța de soție și de a rămâne totuși împreună. Cum vezi toată povestea asta cu roboții sexuali? Cum va schimba povestea asta? Când roboții sexuali vor ajunge în magazine, vor inunda magazine, cum vor schimba ei viitorul relației între bărbați și femei? În primul rând, subiectul de la sine este aproape incredibil. Adică eu personal... Se spune că în 10-20 de ani vom trăi această realitate într-o manieră absolut de necuprins în acest moment cu minte. Dacă ar fi să spun ceea ce simt acum, este faptul că probabil nu-și mai are sensul viața într-un mod așa cum o vedem noi acum, dacă relațiile interumane vor ajunge într-o direcție robotizată. Și atunci care este scopul pentru care noi am venit în aceste două corpuri care în același timp se completează, dar sunt și de la sine cumva tot ceea ce ai nevoie. Am venit cu organe sexuale diferite. Și acum noi creăm niște roboți ca să ne satisfacem niște plăceri? În primul rând, ca să controleze populația mai bine. Este ireal, probabil, pentru că conexiunea umană duce la foarte multă energie. Atunci când noi suntem într-o relație de iubire cu celălalt, se creează foarte multă putere, se creează foarte multă energie care, îți spun eu ca antreprenor, eu când cumva am ajuns într-o relație stabilă și corectă și bazată pe autenticitate, am avut extrem de multă energie ca să fac lucruri. Atunci când te împarți între... Cunosc bărbați care au, nu știu, relații cu 20 de femei, amante, whatever, e irelevant. Energia ta se duce în 20 de locuri. Când ai 10 păpuși, 10 roboți cu care tu vrei să ai interacțiuni sexuale, nici măcar umane, gândește unde se duce energia ta. Adică mare parte din energia ta va fi focusată pe ceva ce nici măcar nu duce la procreere, nu duce la a duce această planetă mai departe. Că de fapt se oprește evoluția. Se oprește? Sau se duce spre altceva? Pentru că băieții ăștia spun că ne vom, ăsta e marele pericol, că vom deveni cyborgi. Practic ne vom conecta și conexa cu acești roboți care vor deveni la rândul lor conștienți de faptul că reprezintă o forță
s-ar putea să-și ceară drepturile la un moment dat. Da. Și ei fac progresele lor inevitabile, așa cum arată filmul SF de foarte mult timp. Chiar puteam să dau în seara asta, dar nu, mă rog, nu e cazul. Cazul unui specialist în zona asta, a tehnologiilor viitorului, care ne anunță că în 10-20 de ani realitatea asta va deveni una obișnuită. Eu am spus-o, nu trebuie să folosești virusul și pentru a reduce populația, dacă, sigur, vor fi și unii care au astfel de dorințe. Roboții sexuali ar putea să reducă populația fără nicio poveste, într-o generație să reducă de 4 ori numărul oamenilor de pe Terra. Pentru că oamenii vor trăi cu acești parteneri, refuzându-i pe cei care, cu care trebuie să muncească, cu care trebuie să completeze, cu care trebuie să depună efort, cărora trebuie să le spună fiecare zi că iubesc, să le demonstreze că iubesc. Cu roboții e foarte simplu, on-off. Ai la treabă, țoc-poc, i-am oprit, la revedere, dorm bă, noaptea, nu-l mai bagi în seamă 3 zile. Complicat. Cum o să fii coach de roboți? Da. Ideea este că dacă lucrurile vor ajunge în direcția aceea, cu siguranță umanitatea va lua o cotitură destul de neplăcută. Te sperăm că nu. Te sperăm că nu. Fenomenul și îl vom ține niște limite. Mă rog, oamenii să se trezească, să-și dea seama că de fapt noi suntem aici să creăm interacțiuni umane, nu suntem aici să ne conectăm cu roboții. Ei pot să fie o parte din tot ce înseamnă progres, dar deja lucrurile pot să exagereze, să fie un risc foarte mare pentru ceea ce suntem acum. Ștefan Obrejdea, mulțumesc foarte mult. Vă doriți să fiți numărul 1 în domeniu? Nici măcar nu este vorba despre numărul 1. Cred că cel mai mult este vorba despre cum poți să aduci foarte multă valoare celorlalți. Pentru mine, personal, consider că atunci când dai cea mai mare valoare în ceea ce faci, devii numărul 1. Nu este neapărat raportat la o cifră de afaceri sau la un profit sau la un număr de anumite lucruri. Cu cât dai mai multă valoare celorlalți, cu cât ești mai aproape de ei, cu atât ești mai aproape de numărul 1. E important ce ai spus la final. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Ștefan Obrejdea. Succes în activitate. Mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit și astăzi. Ne revedem. Mulțumesc Only for Men pentru ținută. Ne revedem mâine seară de la ora 21. Rămâneți cu Metropola TV. Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității.